municipiului Moinești și în special al cartierului acesta, Hangani. Iată, dragi prieteni, nu știu dacă ați mai avut asemenea evenimente aici, în aceste locuri, poate e prima dată, sper să nu fie și ultima, când datorită inițiativei primăriei municipiului, a domnului primar Fieru, s-a reușit, nu contează că e mai devreme sau mai târziu, să se ridice aici, la dumneavoastră, în cartierul Hangani, un monument dedicat celor care au plecat în eternitate, care s-au dat viața pentru neam și țară, pentru acest pământ românesc. S-au căutat în arhive, s-au căutat documente și s-au găsit eroii din această parte a Moineștiului, care sunt deja înșirați pe cele două plăci de marmură care le vedeți dumneavoastră în stânga monumentului. E vorba de eroii din primul război mondial și eroii din al doilea război mondial, adică bunicii, străbunicii și răzbunicii dumneavoastră care au plecat de pe aceste locuri. Unii s-au întors, alții nu s-au mai întors. Iar pentru cei care nu s-au mai întors și poate că nici nu știm unde se află mormântul lor, și nici nu știm dacă Bunul Dumnezeu le-a pus o cruce la căpetei sau vreun preot le-a făcut vreo slujbă, fiindcă război se moare și se moare în toate condițiile, nu știm ce rămâne din om. În memoria lui s-a ridicat acest monument pe care astăzi îl vom dezveli aici la dumneavoastră. Dragi prieteni, vă spun că avem și invitați de onoare, vor veni aici lângă dumneavoastră. E vorba de senatorul Ilie Viorel, e vorba de deputatul Pală, l-am înțeles că de domnul prefect, și de alți invitați care la inițiativa domnului primar au fost chemați să sărbătorim împreună acest eveniment unic, spunem noi, în viața noastră. Avem onoarea să avem lângă noi muzica militară a garnizoanei Bacău, care va fi alături de noi aici, unde va intona imnul de stat al țării noastre și când vom depune jerbe și coroane pe imnul eroilor, iar la sfârșit vom dedica un purpuriu dedicat acestui mare eveniment pe care îl facem noi astăzi. De ce spun eveniment mare? Fiindcă este unic. Nu știu dacă aici s-a mai întâmplat așa ceva vreodată. Dumneavoastră care sunteți locuitori acestui cartier, trebuie să-mi spuneți. Dar din câte știu eu, nu s-a întâmplat un asemenea eveniment. Avem marea șansă să fie alături de noi protopopiatul Moinești, în frunte cu protopopul dumneavoastră, Părintele Mareș, alături de un sobor de preoți, care vor dezveli și vor sfinți acest monument, care să fie aici, de acum, la această răspântie, la podul acesta, pentru dumneavoastră un reper. Când treceți pe aici, stânga sau dreapta, să vă opriți după ce îl dezvelim, să faceți o sfântă rugăciune pentru cei care sunt trecuți pe plăci, să depuneți eventual și o lumânare, dacă aveți la dumneavoastră, și de ce să nu vărsați și o lacrimă pentru cei pe care nu-i cunoașteți, dar ziceți, Doamne, să fie acolo sus, în Împărăția Cerului. De ce? Pentru ei? Fiindcă, dragi prieteni, acești care au căzut pe front, acești oameni sunt curați. Acești oameni sunt purificați. Ei n-au avut decât un singur crez de a apăra pământul strămoșesc al țării. De aia ei se află întotdeauna în dreapta Tatălui și sunt binecuvântați. Iar noi avem obligație nu numai de ziua eroilor creștini, înălțarea Domnului, ci ori de câte ori trecem pe aici să le facem omagiu lor și spunem, Doamne, iartă-i, nici nu-i cunoașteți. Eu să-i cunoaște decât după nume. Poate bunici, străbunici și mă fotografii nu mai au. Dar ei sunt acolo sus și știu că dacă treceți pe aici și vă rugați pentru ei, ei știu că sunt acolo văzuți. Așteptăm din moment în moment să vină oficialitățile împreună cu domnul primar. Deja văd că s-au apropiat. Vă rog semnalul, muzica. Da, se îndreaptă către noi, către noi domnul primar Vierul, însoțit de către domnul deputat Paler, amărăt domnul prefect Ailenei, văd că domnul Gheorghe Baciu de la primarul localității, da, Stănic Moldova, și domnul Fechete, deci o pleiadă de oameni care au dorit din toată inima să fie aici alături de dumneavoastră în această minunată zi. Începem, dragi prieteni, cu intonarea imnului de stat al țării noastre. Yeah.
intrăm în ceremonial. Rog pe domnul primar să însoțească pe protopopul de Moinești, să dezvelim întâi monumentul și apoi să-l sfințim. Vă rugăm! Frumos. Părinte protopop, vă rugăm împreună cu soborul de preoți să sfințiți monumentul și să faceți o slujbă de rugăciune pentru cei care au trecut pentru neam și țară în eternitate. Militarii se descoperă. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tinele ești și pe toate le împlinești, Cristierul Mântăților și Dădătorului de viață, vino să mântuiești într-un noi, ne curățește din toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și bine că neplătințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vilean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta!
Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi ai neamului nostru românesc, jertfiți pe câmpurile de luptă, pentru apărarea țării noastre, pentru trecerea neamului nostru românesc, pentru libertatea, demnitatea și credința noastră strămoșească, robii lui Dumnezeu Vasile Ioan Gheorghe, Gheorghe Costica Avram Ioan Costache Ion Vasile Grigore, Ioan, Ioan, Gheorghe, Costache, Dragomir, Gheorghe, Neculai, Toader, Ștefan, Ioan, Vasile, Ioan, Vasile, Constantin, Gheorghe, Eugen, Costache, Costică, Neculai, Neculai, Vasile, Ioan, Ioan, Neculai, Ioan, Vasile, Gheorghiță, Gheorghe, Constantin, Ioan, Ioan, Gheorghe, Costache, Ioan, Sânduc, Dumitru, Neculai, Vasile, Ștefan, Vasile Toader, Toader și Ion, cu tot neamul lor cel adormiți, eroi ai noștri din ținuturile acestea, binecuvântate de Dumnezeu, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care gâlca moartea și pe deavăl ai surpat și a dorit viața lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi, eroii neamului nostru, neamului românesc, eroi din ținuturile acestea cu tot neamul lor cel adormit, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne, viața și odihna adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi ai neamului creștinesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, care cu puterea ta l-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea ta o cârmuiești popoarele, ridicând din rândul lor oameni viteși, înțelepți și pricepuți, care să le lumineze și să le conducă spre a face voia ta pentru binele lor, auzi-ne pe noi, cei care ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, pentru pomenirea eroilor neamului nostru românesc,
a celor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în cele două războaie mondiale din ținutul acesta. Ne rugăm, Doamne, către Tine, scrie-le numele lor în cartea aleșilor Tăi. Și precum de demult ai rânduit să se așeze semne din piatră spre aducerea minte de faptele mari săvârșite de cei aleși din popor în numele Tău, așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta acest monument spre veșnica pomenire a celor care s-au înscris aici și le-am făcut noi pomenirea astăzi. Dăruiește, Bunule, celor ce au înălțat acest monument sănătate și bucurie sufletească. Iar poporului nostru ajută ca urmând pilda de jertfă, de credință și de făptuire a vrednicilor înaintași, suportarea Ta de grijă, necontenit să propășească pe calea binelui, slăvindu-Te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru fericită adormire de Doamne veșnică odihnă, adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului românesc, pe toți cei căzuți pe toate câmpurile de luptă și în toate vremurile și fără Doamnelor veșnică pomenire. Și se sfințește acest monument închinat eroilor neamului nostru românesc din aceste ținuturi, pomeniți de către noi astăzi. În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului, amin, Duh, se binecuvintează monumentul acesta prin stropirea cu această aghiazmă sfințită. În numele Tatălui, amin, al Fiului, amin, al Sfântului, amin, Duh, se binecuvintează acest monument închinat eroilor neamului nostru românesc prin stropirea cu această aghiazmă. În numele Tatălui, amin, al Fiului, amin, al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, cu ale sfinților, slăviților, întotul lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, sufletele adormiților robilor săi, eroi ai neamului nostru românesc, pomeniți de către noi astăzi, în corturile sfinților să-i așeze, în sânul lui Avram să-i odihnească, cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne minuiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stimate autorități centrale, județene și locale, leacucenici părinți, împreună slujitori, dremăritori creștini, cu ajutorul lui Dumnezeu și din mila Lui am săvârșit slujba de sfințire
a acestui monument închinat eroilor neamului nostru românesc din aceste ținuturi, căzuți pe câmpurile de luptă în cele două războaie mondiale pentru apărarea țării noastre, pentru întregirea neamului nostru românesc, pentru libertatea, demnitatea și credința noastră strămoșească. Este un moment special la care am luat parte cu toții. Este un eveniment care ne ajută pe fiecare dintre noi să păstrăm vie credința noastră, să păstrăm în același timp vie amintirea celor care și pentru care noi astăzi trăim într-o țară liberă și independentă. Crucea aceasta pe care oamenii lui Dumnezeu au ridicat-o aici în cinstea eroilor neamului nostru este un mijloc prin care noi ne comunicăm, ne adresăm dragostea și prețuirea noastră față de toți cei care s-au jertfit pentru neam și pentru țară. Este puntea care unește, dacă vreți, lumea aceasta luptătoare din care facem noi parte, din Biserica lui Hristos, cu lumea biruitoare sau lumea celor care au trecut în viața de dincolo în Hristos și pentru Hristos, Dumnezeul nostru. Este puntea care unește și ne unește pe fiecare dintre noi, unește cerul cu pământul. Și de aceea este un mijloc de neuitare orice monument pe care noi îl ridicăm în cinstea eroilor noștri, în cinstea celor care s-au jertfit, cum spuneam, pentru neam și pentru țară. Să știți că astăzi am făcut această pomenire a eroilor neamului nostru nu pentru că Dumnezeu nu și-ar aduce aminte de ei. Noi, de fapt, pomenindu-i astăzi, am cerut privilegiul bunului milostivului Dumnezeu ca iubirea, prețuirea noastră pentru dânsii să fie unită cu iubirea pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi și o are cu siguranță și pentru toți cei care s-au jertfit și pe care i-am pomenit noi astăzi. Se spune că murim atunci când nu mai iubim, când nu mai prețuim. Atâta timp cât vom continua să iubim și să prețuim pe înaintașii noștri, cu siguranță neamul acesta va dăinui, va trăi întru Hristos și pentru Hristos. Felicităm pe toți cei care s-au dedicat ridicării acestui monument, Consiliul Local, domnului primar, pe toți care sunteți aici și ați venit ca să luați parte la acest eveniment major, cum spunea antevorbitorul meu, un eveniment unic, înălțător, pentru că ce poate fi mai frumos și mai înălțător decât să fim în același duh de comuniune, de rugăciune, atât noi, cât și cei care au fost și sunt înaintașii noștri și care, iată, au iubit atât de mult țara aceasta, au iubit atât de mult neamul acesta, încât s-au jertfit pe altarul dragostei față de neam și țară. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul și cu iubirea sa de oameni în vecii vecilor. Amin. Mulțumim din suflet, Părinte Protocop Mareș, pentru aceste cuvinte înălțătoare, alături de Sfinților Emilian Lazar, preotul secretar Sorin Bărzu și preotul Constantin Florăriu, care ne-au oficiat astăzi slujba de pomenirea eroilor. Vă mulțumim din inimă. Rog acum să vină la microfon, vă rog să vă acoperiți militare, pe domnul primar al municipiului Moinești. Domnule primar, poftiți. În primul rând vreau să adresez un salut de bun venit tuturor aici la acest important eveniment din viața comunității noastre, a moineștenilor și a concetățenilor din cartierul Hangani, la sfințirea acestui monument dedicat eroilor din primul și al doilea război mondial. Am scris și câteva versuri acolo și o să le dau citire. Cu arma și cu tunul, cu tot ce avem mai bun, să ne apărăm noi țara ce-i dată din străbuni. Inaugurăm astăzi un monument dedicat eroilor care s-au jertfit și au suferit în primul și cel de-al doilea război mondial, oamenii ai locului, moșii și strămoșii noștri, urmașii răzeșilor lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Între 1916-1918 au luptat pentru reîntregirea neamului românesc, iar între 1941 și 1945 au luptat pentru eliberarea patriei. Începuturile acestui lăcaș de cult și obârșii a localității Hangani
este legată de moșia pe care a primit-o boierul Ilia Sanga din partea lui Ștefan cel Mare. Denumirea de Hângani s-a dat satului în anul 1864, când plăcașii au fost împroprietăriți din moșia Ulmenișului. Pe la anul 1700 apare în documente și biserica din Hângani, care este legată de o oarecare Sandu Leondariu, care a zidit această biserică în sat între anii 1700-1706, fiind stăpân al moșiei Ulminiș, ca urmaș al Mariei și Drăghiței din neamul boierului Ilias Sanga, care împreună cu soția sa Parascheva sunt înmormântați în cimitirul acestei biserici. Iată, locuitorii de aici, ai municipiului nostru, au hotărât să ridice în cinstea acestor eroi o troiță în slava și pomenirea numelui acestora. Suntem foarte aproape de Biserica Sfânta Parascheva, stabilim deci o minunată conexiune între aceste două mari personalități foarte dragi românilor. Va rămâne dăltuit în piatra omagiu pe care îl aducem noi tuturor acestor eroi. Este un nou monument în arealul geografic al municipiului nostru, un nou reper care demonstrează că fiecare dintre noi îi pasă de gloria moștenită lăsată nouă de mulțimea eroilor din istoria României. Este o dovadă clară a faptului că oamenii locului au fost străjeri de pază în cetatea fortăreață, care și-au apărat neamul și glia, că au fost eroii noștri necunoscuți. Astăzi îi slăvim pe toți, le închinăm omagiul nostru și dedicăm o sfântă slujbă a preacucernicilor părinți în onoarea lor. Dați-mi voie să salut și invitații noștri care ne-au răspuns invitației, ni s-au alăturat aici și am să încep cu domnii parlamentari, senator Viorel Ilie și domnul deputat Ionel Palăr, domnul prefect al județului Bacău, domnul Sorina Ilenei, reprezentantul guvernului aici, domnul secretar de stat Mircea Feche de la Ministerul Mediului, primarii localităților învecinate, domnul Constantin Toma de la Dărmănești, domnul Gheorghe Baciu de la Slănic Moldova, domnul Victor Diaconu de la Ardeoani. De asemenea, să mulțumesc celor care sunt alături de aici lângă mine, de la Garnizoana Bacău, fanfarei militare, dar și contracandidaților mei care au ales cu echipa lor să fie astăzi aici, înseamnă că apreciază ceea ce noi facem și vor aprecia și în continuare lucrurile bune pe care ne le-am propus să le facem în viitorul apropiat. Îi salut pe toți și pe dumneavoastră, cei care ați fost alături de noi la construirea acestui monument. E o contribuție a primăriei municipiului Voinești, a părintelui și a parohiei din cartierul dumneavoastră, părintele Emilian Lazer. O contribuție și, să spun, prin construirea acestui monument de către firma Omega și o contribuție financiară a domnului Gheorghe Baciu, a domnului Viorel Ilie, au fost alături de noi, de primărie, de parohie și iată, astăzi am finalizat acest monument. Să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor cetățenilor acestui cartier, care, după cum vedeți și scrie pe acel banner de la intrarea în cartierul dumneavoastră, acest cartier se modernizează. Am asfaltat drumuri, am inaugurat un pod acum jumătate de oră care rupea acest cartier în două. Nu avea acces mașina de pompieri, salvarea, mașina de gunoi pentru utilități. Astăzi e un pod modern cum nu se află pe această vale. Cu sprijinul guvernului, vă spuneam reprezentant aici, cu sprijinul Consiliului Local, domnii consilieri care sunt aici, consilieri actuali și viitori, oameni care m-au ajutat și mă ajută în continuare să realizăm lucruri ce mai sunt nevoie în acest cartier. Regularizarea părâului, asfaltarea tuturor străzilor, realizarea infrastructurii de apă și canalizare. Aveți încredere că eu și echipa mea vom face lucruri bune în continuare pentru dumneavoastră, pentru cetățenii municipiului Moinești. M-am născut în apropierea acestui cartier, în cartierul Lunca. Sunt aici în Moinești de 55 de ani, de 30 de ani în primăria Moinești. Am cea mai bună expertiză, cea mai bună experiență să conduc în continuare acest oraș, să facem lucruri bune pentru toți cetățenii. O dovadă este că acest cartier nu este uitat și pentru prima dată aici se inaugurează un monument dedicat eroilor neamului, strămoșilor dumneavoastră. Vă mulțumesc, sănătate, Doamne ajută! Mulțumim foarte mult, domnule primar, pentru acest mesaj adresat locuitorilor acestui cartier. Înainte de a da cuvântul invitațiilor, vreau să vă, că v-ați uitat toți la mine, în spatele meu se află niște copii îmbrăcați în uniformă militară, vedeți, care stau de straj la acest monument. Uitați, sunt copii, sunt elevi ai noștri,
de la școlile din Bacău, e vorba de liceul Eminescu și Alexandrii, conduși de unul dintre prietenii mei cei mai buni, Stelică Cojocarul, care vreți aici îmbrăcat uniformă de major din primul război, din război de independență, care poartă pe umeri numărul 27, regimentul 27 infanterie, care au dat cele mai crânce lupte pe aceste meleaguri, fiind aproape fărămițat de 5 ori reîmprospătat pe aceste locuri, pe Cireșoaia, pe Coșa, pe aceste locuri. El poartă uniforma de major al regimentului 27 infanterie. Sunt uniforme din primul război mondial, sunt uniforme pe care copiii noștri, prin grija lui Stelică, din toate garnizoana și în toate orașele și toate satele din județul Bacău, le duce să le vadă, să le vedeți și dumneavoastră cum uftau storașii noștri și cum erau echipați. Observați, aveau pușcă, aveau cizme, el poartă acolo undeva sabia și în dreapta pistolul. Așa arată un ofițer din războiul de independență. Cu această uniformă am intrat în primul război mondial. Adică n-aveam uniforme. De-abia mai târziu s-au făcut uniformele. Mulțumesc, Stelică, mulțumesc elevului și mulțumesc doamnei profesoare Iancu pentru că v-a pus la dispoziție acești copii minunați. Domnilor și prieteni, vă rog să-mi permiteți să invit la microfon pe domnul prefect al nostru, prefectul Ailenii Sorin Gabriel. Domnule prefect, vă rugăm. O singură completare, îmi propusesem să prezint la început pe cel mai în vârstă cetățean al cartierului nostru din Hangan, pe domnul Ștefan Asandi. Îmi cer scuze, dar... Domnul Procopie Ioan, din păcate, nu poate fi prezent astăzi, la 100 de ani și 8 luni, mi-a spus că se simte puțin slăbit și nu poate participa. Dar vă trimite mesajul lui, rog pe bunul Dumnezeu să-l țină sănătos, să participe și la următoarele evenimente. De asemenea, să-i urăm încă o dată sănătate domnului Asandi. Stimați invitați, dragi cetățeni, ce pot să mai spun într-un asemenea cadru, decât că îi mulțumesc în primul rând domnului primar, echipei sale și în mod special dumneavoastră, pentru că ne-ați dat ocazia unui astfel de eveniment. Din punctul meu de vedere, ne aflăm într-unul din acele momente în care batem la porțile veșniciei. Și când spun acest lucru, nu vorbesc din cărți. În primul război mondial au luptat amândoi străbunicii mei. În al doilea război mondial au luptat amândoi bunicii mei. Fără efortul lor, eu nu aș fi fost astăzi aici. Poate că nici mulți dintre dumneavoastră nu ați fi fost astăzi aici. Suntem aici datorită sacrificiului pe care ei l-au făcut. Și fără a intra foarte mult în amănunt, o să preiau cu permisiunea Părintelui Protopop un pic din ideile sale și o să spun că acest simbol al crucii pe care îl avem în fața noastră nu este întâmplător. Poporul român are marea șansă de a fi unul dintre singurele popoare care s-au născut creștine. În momentul în care noi am pronunțat cuvântul român, în momentul acela am avut și sufletul și crucea în inima noastră. Gândiți-vă că poporul nostru a primit creștinismul undeva de la Constantinopol. Iar acest lucru nu s-a văzut mai bine decât într-un act simbolic pe care l-au făcut Părintele Protopop și domnul primar. În momentul în care au dezvelit acest monument, au reconstituit ceea ce bizantinii numeau simfonie, adică o armonie între puterea lumească și puterea cerească. Părintele Protopop a fost reprezentantul lui Dumnezeu în mijlocul nostru, iar domnul primar a fost reprezentantul dumneavoastră al comunității în fața lui Dumnezeu. Din acest caz, din acest motiv, pot să spun că această cruce se înscrie mai departe într-o tradiție care ne duce cu foarte, foarte mult timp în urmă. Domnul primar a făcut referire la faptul că această comunitate în care dumneavoastră trăiți încă și-a avut rădăcinile pe vremea lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare este denumit în Biserica Ortodoxă cel Sfânt, datorită faptului că a știut și că a înțeles să-și apere acest pământ cu jertfă, cu sânge și a știut întotdeauna că dacă această parte a lumii va cădea în fața semiluniei otomane, toată Europa se va fi transformat nu în creștină, ci probabil într-o Europa musulmană.
Așa de mare a fost această jertfă și așa de mare a fost acest spirit al sacrificiului, încât peste câteva sute de ani, în primul și în al doilea război mondial, alți eroi, alți sfinți ai neamului și poate chiar ai lumii au luptat și și-au dat viața ca noi să trăim astăzi. Imaginați-vă că în tradiția creștină crucea nu simbolizează altceva decât jertfa lui Hristos. Dar pentru noi ca români, crucea aceasta mai simbolizează și altceva. Înseamnă jertfa celor care au murit ca noi să putem fi liberi. Este jertfa pentru libertate. Și din acest motiv vă îndemn ca de fiecare dată, când veți ajunge în această zonă, să vă plecați capul și să înălțați o rugăciune în fața lui Dumnezeu și, dacă este posibil și timpul vă permite, să citiți numele acelor eroi. Ei sunt în prezența lui Dumnezeu, pentru că, așa cum a zis domnul colonel mai devreme, s-au purificat prin jertfa pe care au făcut-o pentru neamul nostru. Și dacă tot vorbim despre Dumnezeu, despre jertfă, dați-mi voie să mai vă dau un element și cu asta închei. Gândiți-vă că emblema sau motoul casei regale a României este acel cuvânt, acea sintagmă latină, nihil sine Deo, adică nimic fără Dumnezeu. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule prefect, frumos discurs, mulțumim din toată inima. Vă rog să-mi permiteți să invităm la microfon acum pe domnul deputat Ionel Paler. Poftiți, domnule. Mulțumesc. Dați-mi voie pentru 10 secunde să îmi dau masca jos, pentru că vreau să ne vedem mai bine. Dragucernici părinți, distinse oficialități centrale și locale, domnule președinte al cultului eroilor, domnule colonel Timofte, să vă țină Dumnezeu sănătos, distinși invitați, bravi postași și minunați tineri care păstrați tradiția, onorată asistență, poate ne punem întrebarea ce poate să spună un demnitar al statului român într-un astfel de moment, într-un moment frumos, minunat, al comunității din cartierul Hangani, unde am asistat astăzi la un al doilea eveniment, la două evenimente minunate, așa cum spunea părintele Protopop Mareș, un preot cu mult har, spun eu, de fiecare dată de câte ori îl ascult, încerc să îmbagazinez tot ce spune domnia sa, pentru că este un cunoscut al locului, este al dumneavoastră și dincolo de harul pe care domnia sa vă cunoaște și știe foarte bine ce se întâmplă în acest loc. Am participat la inaugurarea unui pod. Un pod care leagă două maluri dintr-un cartier, dar așa cum bine spunea părintele, este o punte între cer și pământ și s-a făcut această translatare spre această sfințire de monument într-o zi superbă, într-o zi frumoasă. Ce caut eu aici? Vă vorbesc în calitate de președinte al Comisiei Parlamentare UNESCO, o comisie care, printre altele, are în atribuții și păstrarea tradițiilor naționale și internaționale și există și o componentă a monumentelor istorice. Ne punem întrebarea, oare este normal, dincolo de Ziua Eroilor, să sfințim, să comemorăm eroii? Trebuie să ne dăm următorul răspuns. Zilnic, dacă s-ar putea, în fiecare colț din județ, în fiecare cătun din această țară, să păstrăm legătura cu cei care au făcut posibil ca noi astăzi să trăim într-o Românie independentă, astăzi noi să putem să ne creștem copiii și nepoții într-o țară care se numește România și unde încă putem cu toții să ne simțim români și trebuie să păstrăm această tradiție. Această tradiție care, împreună cu Biserica Creștină din România, atât ortodoxă cât și catolică, trebuie să fie sfântă la poarta minții fiecărui tânăr. Vă respect enorm, dragi bunici, dragi părinți, care astăzi ați venit cu copiii aici. Numai din generație în generație, trăind din viu grai,
și păstrând și perpetuând sufletul nostru românesc, putem să rămânem stăpâni în țara noastră. Acest monument s-a construit dintr-o piatră sfântă pentru județul Bacău și pentru România. Dintr-o piatră de slănic de Cireșoaia, o piatră stropită cu sângele soldaților români care au luptat în cele două războaie mondiale pentru păstrarea trupului sfânt al României. Eu nu-mi permit să dau sfatul, dar după 4 ani, în calitatea mea de președinte al Comisiei Parlamentare UNESCO, am circulat aproape în toată lumea. Fiecare națiune, fiecare comunitate, când își cinstește eroii, înaintașii, când se construiesc obiective importante, folosesc materialele oamenii locului din zona din care provin. Foarte cinste dumneavoastră, domnule primar, eu încurajez ca în tot județul Bacău, dacă este posibil, să folosim elementele noastre care ne definesc pe noi din județ, din Moldova, din România. Nu e o critică adusă unor altfel de monumente, dar ce poate să ne reprezinte mai mult, ce poate să ne transmită legătura cu trecutul, cu acel moment din 1916, 17, 18, decât locul în care și-a dat viața și materialele, în trupul sfânt al naturii din care s-au făcut aceste monumente. Închei spunând că ne poate aștepta un viitor frumos dacă ne vom respecta trecutul, dacă ne vom iubi și respecta părinții și bunicii și dacă vom spune generațiilor noastre tinere, pentru că nu trebuie să acuzi un tânăr pentru că nu cunoaște, nu trebuie să-l acuzi pentru că nu face, trebuie să spui tu întrebarea dacă l-ai educat, dacă i-ai arătat și dacă ai făcut tot ce este posibil să-i transmiți unui copil și unui tânăr ceea ce ai moștenit din voi strămoși. Să nu ne fie, dragi moineșteni, niciodată rușine cu familia noastră, cu casa noastră, cu țara noastră și cu credința noastră. Vă respect, vă iubesc, Doamne ajută, sănătate! Mulțumim, domnule deputat! O să încheiem sursa aceasta de alocuțiuni și l-aș ruga pe camaradul, colegul meu, ofițer în rezervă, locotenentul Sandu, care s-a implicat foarte mult și el alături de primărie la acest monument, să ne spună 2 cuvinte. Sandule, te rog. Bună ziua! Domnule primar Vieru Valentin, domnule senator Ilie Viorel, domnule deputat, domnule prefect, stimați invitați din garnizoana Bacău, domnul colonel Timof de Paul, președintele Asociației Veteranilor de Război, domnul colonel Cojocaru Selean, președintele Asociației Tradiții Militare Românești, doamna profesoară Iancu Mariana de la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău și acești copii frumoși de la Liceul Vasile Alexandrii. În continuare, astăzi în cartierul Hangani, cu orașul Moinești, este un monument deosebit, deoarece se inaugurează monumentul eroilor și veteranilor de război din primul și al doilea război mondial. Construirea acestui monument a fost un proiect ce exista de mult în sufletul meu. Momentul favorabil s-a evit abia în 2019, vă scuzați că sunt cam emoționat, când aflându-mă la un epidemie cultural în orașul Moinești, l-am cunoscut pe domnul primar Vieru Valentin și domnul senator Ilie Viorel. Dumnealor le-am prezentat situația eroilor și veteranilor din război pentru care nu exista un monument și a fost de acord cu acest proiect. După o scurtă perioadă am fost chemat eu și parohul bisericii din Hangani, domnul părintele Emilian Lazer, pentru a stabili locul de construire a monumentului. Iată monumentul se înfățișează maestos în fața dumneavoastră, ne prezintă eroii și veteranii din primul și al doilea război mondial. În prima parte sunt concernați fiii cartierului Hangani, înrolați în trupele armatei României care au luptat pe frontul din Moldova, de la Mărești, Mărești și Oituz și Poiana Țărată.
învingând armata germană și austro-ungară ce avea ca obiectiv să pătrundă pe Valea Siretului și Valea Trotușului. Aceștia au luptat cu dragoste față de pământul strămoșesc pe care l-au zdruplit din plin cu sângele lor. Am avut onoarea să cunosc personal pe unul din veteranii primului război mondial, major în retragere, Arhip Vasile, care noi, cei din Hângan de aici, pe timpul ăla îi ziceam maiorul. Da, da. Eram copil în clasa a 7-a, a 8-a și îl vedeam uneori. Își dădea comenzi militare, a fost comandant de batalion în primul război mondial. Și fiul preotului Arhip, care a păstorit cartierul Hangar până în 1937. De asemenea, domnul locotenent în retragere, Asandi Ștefan, care este veteran de război în viață, la 97 de ani, mă scuzați, a fost pentru noi un om care ne-a dat anumite date. Și astfel am mai aflat că pe placheta din primul război mondial este trecut și fratele bunicului meu, Sandu Ion, mai mare, un frate mai mare, Sandu Ion. În rest, pe ceilalți nu-i cunosc. Partea a doua a monumentului prezintă eroi și veteranii din al doilea război mondial, care au luptat atât în campania de est, cât și cea de vest, cu dăruire pentru țară și poporul român. Aceștia au fost părinții noștri ai generației 1946-47-48-50, a căror amintire este vie în mintea noastră. Menționez în mod deosebit pe cei care i-am cunoscut. Locotenent în retragere, Asandi Ștefan, din batalionul 18 Vânători de Munte Brașov. După aceea, plutonerul major în retragere, Sandu Neion, din regimentul 3 Grăniceri Cernăuți, tatăl meu. Musteață Gheorghe, din batalionul 15 Vânători de Munte. Olaru Vasile, din regimentul 27 Infantere. Mă opresc la acești doi oameni să vă spun că acești oameni au fost prinși prizonieri de armatele sovietice și au fost duși într-un lagăr de prizonieri în Siberia, în Tomsk, și au venit după 11 ani acasă. Deci vă dați seama prin ce calvar au trecut. Cu Olaru Vasile am stat de vorbă personal acum 40 de ani și omul ăsta mi-a povestit cu lacrimi în ochi. După aceea avem veteranul de război Olaru Constantin din regimentul 4 Vânători Munte, Moto. Popescu Sându din regimentul 3 Grăniceri Cernăuți, coleg cu tatăl meu, rănit în timpul luptelor. Popescu Nicolae, prins și făcut prizonier de sovietici, a revenit în țară cu divizia Tudor Vladimirescu, care s-a format din prizonieri români, și a luptat mai departe pe frontul de vest. Da. Mai avem pe Bucur Jenică și Bucur Nicolae, care i-a dat dispărut. În fața eroilor și veteranilor de război din cele două conflagrații mondiale, salut și mă înclin cu respect într-o neuitare a lor. De asemenea, mulțumesc celor care au pus umărul la ridicarea acestui monument, în special domnului primar Vieru Valentini și domnului senator Ilie Viorel. Vă mulțumesc! Am moțandule, dar e un cuvânt de suflet. I-a depus foarte mult interes și oamenii le-au ajutat extraordinar de mult. Dragi prieteni, mai avem două momente, nu ne, chiar dacă e soare, trebuie să le trecem și pe acestea. Primul, am sărut copiii de la școala, de la Colegiul Eminescu și de la Alexandrii, conduși de doamna profesoară Mariana... Unde-i? Unde-i?
aici, vă rog să luați loc, aici cu toții, un purpuriu foarte scurt în fața monumentului, apoi am să rog pe domnul primar să mâneze sau să dăruiască niște distincții, niște diplome anumitor personalități din această zonă, vom depune coroane de flori și vom încheia evenimentul. Copiii, aveți cuvântul. O elevă a Colegiului Mihai Eminescu din Bacău, ea este Andreea Răchiteanu, clasa 12-a, are un scurt gând pentru eroii acestei comunități și încheie cu o scurtă poezie, pentru că ea are și acest dar scriitoricesc. Vă mulțumesc! Eroi au fost, eroi sunt încă și-or fi în neamul românesc. Răsună vorba unui cântec din ce în ce mai puțin pus în fața conștiinței tinerilor, însă el tună în inima și în mintea tuturor celor care în fața jertfei se opresc și se cutremură, chiar dacă din ce în ce mai rar. Eroii au fost mereu în istoria neamului românesc, căci nu cred să mai fie pe fața pământului un popor a cărui istorie să se asemene cu cea a noastră, căci trecutul neamului românesc este o îngemânare de lacrimi și durere, de glas de rugăciune și fum de tămâie spre pomenire, de nădejde și așteptare. Oricât am căutat noi să înțelegem cei de astăzi care ne bucurăm de libertate, nu vom putea. Căci eroii care au fost sunt pilde ale viețuirii și dăinuirii, iar eroii care sunt, sunt tăcuți, smeriți, dar se fac pietre de temelie pentru viitor. Dacă după vremi, mulți și-au plecat frunțile, făcându-se țărână din țărâna strămoșilor lor, nici când n-au fost uitați. De multe ori însă se ridică voci care exprimă o grea și inexplicabilă întrebare. Pentru cine mai sunt importanți eroii? Răspunsul nu poate fi decât unul singur, pentru fiecare dintre noi, căci ei sunt cei care au pierit pentru ca noi să trăim sub tricolor. Ei sunt cei care au tăcut pentru ca noi să putem vorbi românește. Ei sunt cei care au intrat în istorie pentru ca noi să putem avea istorie. Constantin Bacalbașa, unul dintre cei mai de seamă ziariști, consemna într-un articol din 1927. În vremea Marelui Război, neamul românesc s-a înălțat din jertfa sutelor de mii de vieți. În fața celor mai înspăimătătoare unelte omorătoare, soldații României au mers cu piepturile descoperite. Dacă n-aveau căști de oțel sau pavăze care să-i acopere, în schimb aveau armura dinăuntru, oțelul sufletesc, care a dus la glorie prin moarte. Vă îndemn să priviți în urmă, îi veți zări pe cei ce învingători au ridicat steagul nostru și au apărat cine aparținea. Cuvintele rostite de doamna profesoară de istorie, Iancu Mariana, mi-au rămas în suflet și în minte, așa că voi spune mai departe că istoria este o poveste frumoasă. Iar în final, dulce Românie, nu-ți pot dori decât răbdare, pentru ca cei ce-ți rostesc numele să-ți cunoască trecutul și eroi. Mândrie și nu mai e nimic de spus. Dar vreau să te întreb, străine, de-al tău, ce este scris? Nu plânge, maică Românie, cam să mor neîmpărtășit. Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, maică Românie, e rândul nostru să luptăm. Și din pământul ce ne arde, nici o fărâmă să nu dăm. Nu plânge, maică Românie, pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri peste veacuri, onoare ne vor da, o știm. Nu plânge, maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare. Ne cheamă și pe noi la praznic, când România va fi mare. Paula Răchiteanu, sora mai mică a Andrei. Vă mulțumim frumos, să fiți sănătoși și să vă pomeniți, să ne pomenim, să ne respectăm și să ne iubim eroii. Glorie veșnică eroilor și veteranilor de război. Mulțumim, doamna profesoară, cred că nu mai e nevoie, că o cunoașteți foarte bine, este fata camaradului meu, alu Sandu, da? Profesor de istorie la Colegiul Emeritul din Bacău. Mulțumim, doamne, mulțumim copii. Domnule primar, vă rog să înmânați distințiile acelea care le-ați promis dumneavoastră. Poftiți! Pentru că trebuie să avem și un moment de acest fel, am să încep prin a oferi o diplomă celui care este în viață aici, a luptat în cel de-al doilea război mondial.
se acordă prezenta diplomă într-o laudă celui care este vrednic, sub locotenenta Sandei Ștefan, brav luptător în al doilea război mondial 1941-1945. Glorie ostașilor români! Este aici, îi urăm multă sănătate să-l avem prezent la toate evenimentele pe care le vor realiza aici în cartier, dar și în comunitatea noastră. Vă mulțumim, să trăiți sănătate! În continuare am ținut să amintim de eroii acestui cartier, să oferim câte o distincție, o diplomă urmașilor acestor eroi și le invit alături de mine pe părintele paroc de aici, de la parohie, domnul Lazar Emilian, să mă ajute să înmânez aceste diplome. Vă rog, domnul Costea, unde? Da. O să începem cu cei din primul război mondial. Se acordă prezenta diplomă într-o pomenire a celui care a fost vrednic, major Arhiv Vasile, brav luptător în primul război mondial. Glorie ostașilor români. Cineva din familie, da? Domnului soldat Luca Neculai. E cineva din familie. Domnului soldat Luca Toadea. Domnului soldat Vrânceanu Avram. Domnului soldat Niță Ioan. Niță de Ioan, că sunt mai mult Niță, da? Domnul Sirunite de Șapier de la Podul de Sus, cei care se mulțumesc cu dumneavoastră acolo. Domnului soldat Antal Costache. Domnului soldat Andone Vasile. Domnului soldat Hanu Grigore. E cineva? Stan I. Ioan. Domnului soldat Stan I. Ioan. Soldat Marian Gheorghe. Dănuța lui Marian, nu este? Soldat Sandu Ion. Trecem la cei din al doilea război mondial. Plutonier major Sandu N. Ion. Bunicul și drăgunicul. Soldat Bucur Costache. Soldat Papară Neculai. Tante Victoria. Aici, părinte. Soldat Popescu V. Neculai. Costea. Costi. Soldat Bucur I. Ioan. Soldat Napa Gheorghiță. Soldat Frățile G. Gheorghe. Soldat Manea Constantin. E cineva? Este. Soldat Niță C. Ioan.
Soldat Chiriac Ștefan. La biserică. Soldat Mateuță Vasile. Era pe aici. Soldat Mateuță Toader. Soldat Niță I. Vasile. Soldat Niță I. Ion. Soldat Olaru Vasile. Ei, soția, Mai mult. Soldat Olaru Constantin. Soldat Mateuță Gheorghe. Soldat Musteață Gheorghe, îmi cer scuze. Soldat Bucuraș Eugen. Soldat Năstase Gheorghe. Soldat Fulaș Costache. Soldat Popa Ion. Soldat Popescu Sânduc. Soldat Pașcu Dumitru. Soldat Luca C. Vasile. Soldat Polițarul Costică. Și soldat Bucuroș, Bucuraș Ion. Aș vrea să mai mânez și câteva diplome de merit celor care s-au implicat în organizarea acelui eveniment. Diplomă de merit domnului colonel în retragere Petru Stelian Cojocaru. Bineînțeles celui care, așa cum vă spunea, în toamna anului 2019 a participat la un eveniment la Moinești și a amintit de eroii din cartierul Hangan și Vârsiești, că există o troiță aici în apropierea bisericii. Am venit împreună și iată că astăzi am reparat, să spun, acea troiță, am modernizat-o. Acest lucru mă determină să mulțumesc și familiei Bucur Sabin, moștenitorii familiei Bucur Sabin, pentru că monumentul dinainte era ctitorit de către domnul Bucur Sabin. Au înțeles că trebuie modernizat, am făcut echipă împreună și iată că astăzi sfințim acest monument dedicat eroilor. Spuneam de domnul Sandu Ioan, aștept aici lângă mine să-i înmânez această diplomă, să-i mulțumesc personal că a luat această inițiativă și că ne este cu echipier pentru a realiza lucruri frumoase în acest oraș. Vă mai așteptăm la evenimente. Alături de dumnealui, fiica dumnealui, doamna profesoară Mariana Iancu. Mulțumesc și felicitări. De altfel este fiica acestui cartier, fiind domnul Sandu de Hangan și dumneaei are bunicii aici. Cei 5 copii care astăzi îi vedeți în uniformă aici, 4, da?
Ciprian Ștefan Colbu. Andreea Răchideanu. Paula Răchideanu. Mihaela Andreea Iancu. Maria Aida Iancu. O să-i dau cuvântul în continuare domnului colonel Timofte pentru ceea ce urmează și în încheiere câteva cuvinte de mult. Domnule primar, un gest frumos, foarte frumos, mai ales pentru copii. Iar dumneavoastră, cei care le-ați primit, luați de la mine un gând aici, puneți-o lângă icoana de acasă, asta. Când vă închinați la icoană, puneți și această distinție dată de primar în cinstea celui care știți că a fost al dumneavoastră, din casa dumneavoastră. Mulțumim, domnule primar! Dragi prieteni, continuăm ceremonialul nostru. O să dăm acum partea cea mai frumoasă de punerea de coroane și jerbe de flori la acest monument unic ridicat aici. Rog muzica militară să intoneze imnul eroilor României. Eu am să anunț cum vede pune coroanele de flori. Se depune o coroană de flori din partea Parlamentului României. Domnul senator Viorel Ilie și domnul deputat Ionel Paler. Se pregătește guvernul României și am să rog pe domnul Mircea Fechete să vină alături de domnul prefect al județului Bacău. Coroană de flori din partea guvernului. Se pregătește o coroană de flori din partea instituției prefectului județului Bacău și am să rog pe nou prefect să rămână. Poftiți, domnul prefect. Se pregătește o coroană de flori din partea veteranilor de război, cei care încă mai sunt astăzi aici în viață, și a să-l rog pe unul din veterani, dacă se poate ridica, să ducă coroana. Însoțiți de domnul primar, l-aș ruga la braț să meargă amândoi. Din partea celor care astăzi nu mai sunt, uitați-vă la 97 de ani, pentru camarazii lui și pentru cei care nu mai sunt astăzi în viață. O coroană de flori din partea primăriei municipiului Bacău, alături de consilierii locali, cu domnul primar Moinești, scuzați-mă, m-a luat vorba pe dinainte, mii de scuze. Deci primăria municipiului Moinești, alături de consilieri, depun coroană de flori la monumentul astăzi sfințit aici la Hangani. Au dorit domnii primari din localitățile învecinate să fie aici prezenți pentru a depune și ei această mică jerbă de flori. Și vă rog, domnilor primari care sunteți invitați, e vorba de domnul primar Gheorghe Baciu de la Slănic, Moldova, de domnul Toma de la Dărmănești,
au dorit să fie prezenți, să depună și ei o coroană de flori alături de cei dragi. Și domnul Ardeoan, de la Ardeoan, domnul Victor Diaconu este prezent, parcă era pe aici, da? Poftiți, domnule primar! Mulțumim foarte mult! Și aia, mergi pe direct. Mergi pe direct, da. Și o coroană de flori acum din partea Asociației lui Stelică Coșocaru, alături de copiii lui care i-a îmbrăcat în uniformă, vor să depună aici, la hangane, această minunată coroană mare de flori. Hai, Stelică, alături de doamna profesor. Și din partea binețesa lui Sandu, lui camaradul meu, locotenentului din rezervă Sandu. O coroană de flori din partea școlii Alexandru Sever de aici, care se află imediat în dreapta mea. Cum? Și asta ce ne-a? În coroană de flori din partea școlii și apoi protoieria Moinești. Părintele Mare și alături de părinții ceilalți vor depune o coroană de flori. Avem și o coroană din partea unei familii, familia Olariu, pe care o salutăm cu respect pentru modul cum au gândit să vină aici să depună o coroană de flori în cinstea eroilor. Familia Olariu, mulțumim foarte, foarte mult! Și o coroană de flori din partea, nu văd ce scrie acolo, a unei organizații și o coroană. Și cu această ceremonie de depunere de jerbe și coroane de flori, acest, zicem noi, unic și minunat eveniment de la Hangan se încheie. Scuzați-mă, am apărut o coroană, trebuie să mi-o spuneți. Din familia? Și o familie Popescu, poftiți, doamnă, alături de nepoțelul dumneavoastră. Vă rugăm frumos. N-am știut că o aveți, trebuie să o puneți aici. Vă mulțumim pentru modul că ați fost alături de noi. Muzica Mitra nu pleacă, să știți. Vă rog să o ascultați, că face un purpuriu pentru dumneavoastră. Apoi ne vom retrage la casele noastre, nu înainte ca domnul primar să vă dea cuvântul de închidere. Eu atât vă spun. Binecuvântat fie Moineștiu și acest cartier Hangan. Să vă dea Dumnezeu sănătate!
Dați-mi voie în încheiere să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să realizez acest eveniment. Muzicii militare, domnului general Leonard Baraboi, șeful garnizoanei Bacău, care nu este astăzi prezent aici, dar este un prieten al Moineștiului, și domnul Maior Breagnă. De asemenea, domnului capitan Bălan, șeful formației, șeful fanfarei militare, îi mulțumesc, mereu este alături de Moinești. De asemenea, să mulțumesc colegilor din primărie, poliției locale, poliției naționale, pompieri, jandarmi, celor care îi vedeți aici de ofițeri în rezervă, domnului colonel Timofte Valerian, prezentatorul nostru de astăzi, aplaudați-l cu toții, merită aplauzele noastre, domnului colonel Sandu, care vă spuneam că a fost implicat în realizarea acestui monument, domnilor parlamentari, domnului viceprimar Breagnă Neculai, alături de mine, mereu un coleg adevărat, m-a ajutat foarte mult să realizăm acest lucru, consilierilor locali, colegilor din primărie, dar nu în ultimul rând dumneavoastră. Dumneavoastră, concetățenilor mei, care îmi sunteți la inima mea, la sufletul meu, sper și eu să fiu la fel în fața dumneavoastră. Nu pot încheia fără să rog pe părintele Emilian Lazar, este parohul locului, este cel care dimineața la 6, seara la 8 ne întâlneam aici. Câțiva dintre dumneavoastră cred că ne-a văzut. Îl invit aici lângă mine să ne adreseze câteva cuvinte în încheiere. Încă o dată mulțumesc tuturor, Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Ce aș putea să vă spun în încheiere? Dați-mi voie să vă socotesc astăzi, așa cum a spus Mântuitorul Hristos, apostolilor, prieteni ai noștri și oameni care astăzi ați venit mai de departe sau mai aproape și ați fost astăzi alături de noi. Am citit o evanghelie la Sfințirea Podului, la Nenea Niță, prin care Mântuitorul Hristos spune așa: Eu sunt calea, adevărul și viața. Dragii mei prieteni, astăzi v-am prezentat o pagină din adevărul acesta, care se împlinește cu Hristos. Adevărul despre cei care, așa cum au spus cei dinaintea mea, doar unul dintre cei care a trăit războiul mai trăiește și este prezent. Astăzi v-am prezentat și v-am rupt din timpul dumneavoastră, spun eu, spre folosul nostru, să ne aducem aminte de cei care au luptat, de cei care astăzi se odihnesc fie în țară sau fie în alte părți ale lumii și care nu s-au mai întors acasă. Vreau să vă mulțumesc tuturor și domnilor de la fanfară care astăzi ne-a spus pe portativ cântări frumoase și ne-ați înălțat și tuturor celor care ați făcut un lucru frumos aici. Se îndreaptă gândul meu, aș spune în mod special, către domnul primar, către primărie, către toți cei care ne-au ajutat și să dea Dumnezeu, așa cum au spus și ceilalți, după 27 să ne întâlnim tot împreună, cu toți. Vă mulțumesc din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie, că ne-a scăzut din această zi, o zi de sărbătoare, pe care o vom scrie și noi în pagina cartierului nostru moineștean Hangani. Vă mulțumesc și să vă dea Dumnezeu sănătate și bucurie. Thank you.